Cu mult timp în urmă, în adâncul pădurii exista un sat ascuns în care trăiau niște creaturi micuțe. Ei își spuneau ștrumfi și erau buni la suflet. Dar mai era și Gargamel, vrăjitorul malefic. El era rău. Urăsc ștrumfii! Te prind eu! Vă voi prinde pe toți, chiar dacă este ultimul lucru pe care îl voi face! Pune-o mâna pe voi! O să vă pară rău când o să vă găsesc satul! Pădurea este încă acolo și dacă ascultați cu atenție, puteți auzi urletele lui Gargamel, iar dacă sunteți buni, îi puteți zări și pe ștrumfi. Ștrumfi! Ștrumfița are probleme, să mergem. Ce s-a întâmplat, ștrumfițo? Este o creatură oribilă în grădina mea. E o creatură în grădina ta? Bine, ieși afară cu ștrumfii ridicați. Sunt doar eu. Ștrumfule Leneș, ce cauți acolo? În ultimul timp nu mai pot să dorm și locul ăsta părea perfect pentru a-l încerca. Tu nu poți să dormi? Tu? Dintre toți ștrumfii? Da, este o soartă mai rea decât ștrumfea. Pam, 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 pam. Mai are nevoie de ceva dulce? Dar, lacomule, părea un loc perfect pentru un pui de somn. Nu-mi pasă nici dacă nu mai dorm niciodată. Ieși, ieși, ieși. Mai să fie toată munca asta care îmi face sete. Îmi voi ștrumfi niște apă rece. Îmi pare rău, ștrumfilor, dar oriunde m-aș duce, pur și simplu nu pot dormi. Nu se mai poate duce după indulă. Ștrumfule Leneș, ar trebui să discuți despre asta cu papa ștrumf. Ai dreptate, ștrumf fără cochelari. În felul ăsta nu voi mai dormi deloc. Este îngrozitor, papa ștrumf. Nu mai știu ce să fac. Toată noaptea mă foiesc și mă sucesc. Nu ai vreo licoare pe care să mi-o dai? Îmi pare rău, Leneșule, dar nu pot face nimic. Cel mai bun medicament pentru un somn bun este să faci exerciții fizice. Exerciții? Da, genoflexiuni, flotări, jogging, aplecări, sărituri cu coarda, fandări, în notă, cățărături. Oh, nu! Fără exerciții! Papa ștrumf, papa ștrumf, uite-te la prieta mea plantă bolnavă. Este atât de ridată. Nu se ia, nu? Nu, cochetule. Du-te acasă, liniștește-te și voi vedea ce e de făcut. Deci, ce ți-a dat papa ștrumf? O licoare, un praf magic, un... A spus că nu mai e nimic de făcut. Nimic? Trebuie să fie o greșeală. Așteaptă-mă aici, te rog. Știi doar că sunt un prieten personal al lui papa ștrumf. Mă duc să văd ce e de făcut. Ce păcat! Dacă ar fi venit mai devreme... Ha? Poate că aș fi putut ajuta, dar acum, din păcate, este prea târziu. Se pare că acesta este sfârșitul. Cred că o mai duce maxim 2 zile. Vai de mine, săracul Leneș! M-are doar 2 zile până... Mă duc să le spun celorlalți. Trebuie neapărat să le spun. Ștrumfilor, ștrumfilor, am vești groaznice. Papa ștrumf a spus că Leneșul mai are doar 2 zile. 2 zile până ce? Păi până ce el va ștrumfi. Nu-mi vine să cred. Nici mie. Săracul Leneș. Și papa ștrumf a mai spus că nu mai e nimic de făcut. Atunci vom face ca Leneșul să aibă ultimele 2 zile foarte fericite. Știu, îi vom organiza o petrecere de rămas bun. Da, o să-i fac un tort mare. Iar eu voi culege niște flori frumoase. Plântuțo, te voi face bine. Dar trebuie să recurg la toate trucurile pe care le știu. Opa, am pus prea mult? Papa ștrumf, noi am vrea să te invităm. Te rog, ștrumfule cochelar,
Acum sunt foarte ocupat. Bine, Papa Ștruf. Vai de bine, Papa Ștruf chiar suferă foarte mult. Se pare că vom ține petrecerea fără el. Băi, grozavă petrecere, nu-i așa, Leneșule? Da, e foarte ștrufească, dar de ce e pentru mine? Vrei să spui că nu știi? Păi tu... Pentru că te iubim cu toții foarte mult. Asta este pentru tine, Leneșule. Vai, un portret! Mulțumesc, pictorule! Întotdeauna ai fost modelul meu preferat. Ce-ai pățit? Iar acum, odă ștrumfului Leneș. Poate avea și defecte. Câteodată doarme prea mult. Dar acum ne va părăsi. Și voi știți cu toții asta. Dar eu nu plâng nicăieri. Un special cu toți prietenii în jurul meu. Se pare că ștrumfii mei dau o petrecere. I-aș dori să mă duc și eu, dar mai întâi munca. Păcat că asta e ultima petrecere a Leneșului. Ce? Am spus păcat că e ultima petrecere a Leneșului. Ultima petrecere? Cum adică ultima petrecere? El vrea să spună că... Blăguțule, vorbești prea mult și prea tare. Doar pentru că Papa Ștrumf a spus că nu există leac pentru Leneș și că el va ștrumfi în câteva zile, asta nu e un motiv să pălăvrăgești și în plus să spui că... Dar Blăguțul i-a spus, nu? Deci asta era. Ștrumful ăsta nu o va mai duce mult. Trebuia să-mi dau seama că ceva este neregulă atunci când nu am mai putut dormi. Săracul Leneș! Săracul Leneș! Dar nu voi sta cu mâinile în sân? Ce sunt eu? Ștrumf sau șoarece? Leneșule, unde te duci? Voi profita din plin de ultimele mele ore. Voi face toate lucrurile pe care am fost prea obosit să le fac. Cum ar fi ce, Leneșule? Mă, voi cățăra pe cel mai înalt munte. Voi străbate cei mai rapizi torenți. Voi îmbrăzi cea mai înfricoșătoare bestie. Sună periculos. Așa și e. Leneșule, așteaptă! Aveți grijă, torenților, sosesc! Repede, ștrumfilor, îmbarcă! Trebuie să-l oprim! Leneșule! Așteaptă! Oprește-te! Nu face asta! Liniștiți-vă, ce-am de pierdut? Ura! S-a dus! Leneșule! Nu se poate! Dar ne ducem și noi! Pâslește! Papa Ștrumf a spus să nu venim niciodată atât de aproape, deoarece aici este o mare cascadă! Ce cursă ștrumfească a fost! Și ce prieteni ștrumfiți sunteți să-mi țineți companie în aceste ultime clipe! Nu vrei să ținem companie înapoi în sat, Leneșule? Încă nu! Mai avem multe de făcut! Împreună! De făcut? Împreună? Mă voi cățăra până în vârful celui mai înalt munte! Mai ce, Leneșule? Poate fi periculos! Apreciez grija voastră, prieten, dar pericolul nu mai înseamnă nimic pentru mine. Ultimul jos e un ștrumf puturos. Ce prieten loial! Apreciez faptul că vreți să mă înveseliți. Datorită vouă nu voi uita niciodată această zi. Leneșule, acum ne putem întoarce în sat? Nu, încă nu. Trebuie să găsesc provocarea supremă. Ceva ce n-a mai făcut niciodată vreun ștrumf. Oh, no, no! Priviți! Asta e ștrumf. Voi îmblânzi acea bestie. Dar pare mare și rău. Asta înseamnă că e o provocare și mai mare. Leneșule, oprește-te, te rog. Nu ne poți face așa ceva. Vreți să spuneți că nu lăsați un ștrumf osândit să aibă ultimă dorință? Ei bine, noi ne gândeam... Ideea e că ai nevoie de o capă să faci asta cum trebuie. Da, o capă. Așa e, o capă. Ai dreptate, ștrufițo. Mă voi întoarce imediat cu o capă.
Acum ce ne facem? O, dacă Leneșul ar fi vrut să se pună măcar cu bestia aia. Asta e, cât timp Leneșul este plecat, noi vom schimba animalele. Asta vreau și eu să sugerez. Dar mai întâi trebuie să cântăresc anumite aspecte ale problemei. Vedeți, fiecare problemă... Hei, așteptați-mă și pe mine! Gata, ștrumfilor, cred că e de ajuns. Gata, toată lumea să se ascundă. Toro, Toro! Ole? Ole! 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 Măi, să fie, Plântuțul, ți-ai revenit uimitor de bine. Când te vedea cochetul... Cochetule, cochetule, ți-am adus planta. Este... Unde sunt toți strumfii? Ăsta e singur cântărețul. Mai bine mă duc să văd ce au de gând. Ole! 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 Ștrumfenie mare, ce faceți aici? Papa Ștrumf, cât mă bucur că ai putut veni să ți-ai rămas bun de la Leneș. Rămas bun? Ștrumful ăsta nu mai are mult, mai ții minte? Nu, nu, nu țin minte. Dar te-am auzit că ai spus că mai are doar două zile și m-am gândit... Asta e! Eu vorbeam despre planta asta a cochetului, nu de Leneș. Oh, te-ai făcut bine, cât mă bucur! Leneșul nu are nimic, are nevoie doar de câteva exerciții. Ai auzit, Leneșule? Vei fi bine, ne-a spus Papa Ștrumf. Atunci de ce mă mai lupt cu bestia asta? Nu este o bestie, Leneșule, este doar... Un taur! Fugiți! Fugiți să vă salvați viața! Fugiți, Ștrumf, pentru el! Mai repede, micuții mei ștrumpi! Mai repede! Repede, 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 repede! Fugiți, fugiți, fugiți! În data viitoare, micuții mei ștrumpi, înainte de a ștrumfi de tot, amintiți-vă că viața trebuie trăită în fiecare zi. Nu-i așa, Leneșule? I-am spus eu că are nevoie doar de puțină mișcare. Ei bine, micuțul meu prieten, se pare că vom cina împreună diseară. Mai am puțin și tu am scăpat pe jos de un frug ștrumf. Oare ce s-a fi întâmplat? Cu acest praf pe care l-am aruncat, fă-mi și mie un băț fermecat. Am reușit, am reușit. Am făcut un băț fermecat. Hei, vino înapoi. Oprește-te, bățule magic. Peștumfenia mea, papa are nevoie de ajutorul meu. Rezistă, Papa Ștrumf, sosesc! Că te-am prins! Am sosit, Papa Ștrumf! Mulțumesc, blecuțule! Cred... Ce se întâmplă? Am reușit! Am creat un băț magic dintr-o formulă antică pe care am împrumutat-o de la Omnibus. Un băț magic? Ce poate face? Poate reda totul la forma inițială. Ce? Privește! Tot ce trebuie să faci este să îndrepți bățul și să spui ștrumfește la loc! Vai de ștrumfeala mea, Papa Ștrumf! Totul este cum era înainte! Exact! Dar bățul magic poate face și lucrurile să dispară! Tot ce trebuie să faci este să bați în ceva! Să spui ștrumfește aici! Vai de mine! Papa Ștrumf! Ai dispărut și tu? Îmi pare rău, blecuțule! Asta e problema cu disparițiile lucrurilor! Nu știi niciodată unde vor reapare! La problema asta mai trebuie să lucrez. Imaginează-ți cât de mult ne poate ajuta bățul acesta. Dar pentru moment îl voi pune în dulap ca să fie în siguranță. Acum trebuie să-l vizitez pe Omnibus. I-am promis că îi voi da formula magică cât mai repede. Vrei să mergi cu mine? Mi-ar plăcea, Papa Ștrumf, dar trebuie să fac curățenie. Ai dreptate, blecuțule. Cred că este mult de lucru. Știu. Pun pariu că aș putea face curat imediat dacă aș folosi bățul fermecat al lui Papa Ștrumf. Știi ceva, Papa Ștrumf? Filosofia a plecat.
Sunt sigur că papa ștrumf nu s-ar supăra dacă aș folosi bățul fermecat. Sau s-a supărat? Nu. Sunt sigur că papa ștrumf nu s-ar supăra. La naiba, că doar de asta există bețe fermecate. A greșit dulapul. Asta trebuie să fie dulapul bun. Sper. Bățul magic. Cum era? Ștrumfește înapoi? Nu, ștrumfește înăuntru? Ștrumfește în afară? Nu, era la loc. Ștrumfește la loc. Wow! Păi să fie, e grozav. Sper să funcționeze și cu fructe, ștrumf. Ștrumfește sus. Wow! Am reușit! Cu bățul ăsta nu vei mai fi plăcut niciodată. Știu că ar trebui să-l pun înapoi în dulapul lui papa ștrumf, dar trebuie să-l arăt tuturor. Trebuie. Mai să fie, coșul ăsta devine din ce în ce mai greu cu fiecare pas pe care îl ștrumfesc. Ștrufule cu ochelară, ștrufiță! Ce, blăguțule? Priviți și aha! Ne-ai oprit ca să ne uităm la un băț? Să mergem, ștrumfiță! Dar ștrufule cu ochelară, acesta este bățul fermecatul lui papa ștrumf! Îmi pare rău, blăguțule, dar papa ștrumf nu are un băț fermecat. Doar Omnibus are un băț fermecat. Dar acum are și papa ștrumful. Și poate face lucruri uimitoare. Poate face lucrurile să dispară doar dacă spui ștrufește de aici. Se pare că papa ștrumf are un băț fermecat. Oh, blăguțule, ce prostie ai făcut. Pare rău, ștrumf. Bățul meu a scăpat în apă. Am pierdut bățul magic al lui papa ștrumf. Vai, ștrufiță, ce vei spune lui papa ștrumf? Spune adevărul, blăguțule. Dar nici măcar nu știe că l-am luat. Blăguțule, uite ce am găsit. Poate fi bățul lui papa ștrumf? Da, el e. Blecuțule, mai bine aduce bățul înapoi cât mai repede posibil, să știi. Așa, imediat. Și amintește-ți ce spune papa ștrumf. Da, bine, pa. Dar nu am terminat, stai un pic. Nimic nu face mai bine tenului decât o plimbare prin natură. Ce avem noi aici? Un toiag! Ura, 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 un toiag pentru mine! Ce noroc! Ce apariție voi fi! Cred că ar trebui să mă întorc acasă să mă aranjez imediat! Ștrumfenie mare! Sunt curat din nou! Cum de s-a întâmplat asta? Nu contează! Cel puțin nu mai trebuie să-mi fac griji cum arăt! Papa ștrumf! Papa ștrumf! Ce bine! Nu e acasă! Trebuie să înapoiez bățul înainte ca papa ștrumf să se întoarcă. Iar am găsit dulapul. Nu e nicio problemă. Trebuie doar să spun ștrumfește la loc. Am spus ștrumfește la loc. Am spus ștrumfește la loc. Nu înțeleg. Înainte a funcționat. Nu înțeleg. Chiar dacă bățul ăsta nu e cel adevărat. Fai de bine. Papa ștrumf, nu mai am timp să mă gândesc. Trebuie să mă gândesc. Ce-a fost asta? Ștrumfule plecuț, încă nu ai terminat de făcut curățenie? Ba da, papa, adică nu, papa ștrumf, vă ștrufi imediat. Foarte bine. A fost cât pe ce. Ce părere ai? Ce este picturul? Cum adică ce este? Este cea mai recentă operă de artă. Se numește Ștrumfița pe o scuică. Nu e rău, picturule, nu e rău deloc. Dar nu crezi că ar fi fost mai bine Cochetul pe o scuică? Cochetul pe o scuică? Nu e bine, este imposibil. Bine, bine, picturule, era doar o idee care credeam că va pune lucrurile la loc. Ce? Sacră blă, pictura mea a dispărut. Pânza mea este goală. Ce ai făcut, Cochetule? Dar eu n-am făcut nimic. Cineva a făcut ceva. Pictura mea a dispărut și a durat o veșnicie să o termin. Acum ce voi face? Ce ciudat. Mă întreb dacă bățul ăsta are ceva de a face cu... Nu, e ridicol. Miam, miam. Fructe ștrumf. Nu-i gură mare, îi plac fructele ștrumf. E gură mare, fugiți! Salvați-vă, salvați-vă! Fugiți-vă, vă mâncați toată recolta! Opriți-l! Oprește-l tu! Fugiți, salvați-vă! Papa ștrumf! Papa ștrumf! Mergeți după papa
Papaștrumf, el va ști ce să facă. Gură! Ce s-a întâmplat? Gură mare ne mănâncă toate fructele. Și dacă nu-l oprim, nu va mai rămâne absolut nimic. Ce să facem, Papaștrumf? Știu, voi folosi bățul fermecat. Bățul fermecatul lui Papaștrumf? Desigur, sportivule, bățul fermecat. Să mergem. Așteaptă, Papaștrumf, ești sigur că ar trebui să folosești bățul fermecat? Poate există și altă metodă să-l rănim pe Gură mare. Nu avem timp de pierdut, plecuțule, haideți. Dar Papaștrumf, Papaștrumf. Gata, aproape am terminat. Constructorule, te-am căutat peste tot. Aș vrea să te uiți la bățul ăsta pe care l-am găsit. Se comportă foarte ciudat. Acum nu pot, cochetule, mai am puțin să termin mașina de plăcinte. Vino și tu puțin mai târziu. Te rog frumos, dar unde am pus cheia aia? O mașină de plăcinte? Mă întreb, câte plăcinte poate face la un loc? Ce s-a întâmplat? Mi-ai stricat cea mai mare invenție. Nu este vina mea, a fost bățul. Bățul? Bățul? Ochetule, aproape că am scăpat lemnele pentru foc. Poftim, ia-l și pe ăsta. Mie mi-a făcut numai probleme. Oh, Papaștrumf, Gura mare nu s-a oprit de mâncat de când a ajuns aici. Nu te temei, ștrumfițo, bățul meu fermecat îl va face să dispară. Dar, Papaștrumf, nu cred că... adică... Gura mare, ștrumfește de aici. Au! De ce l-ai lovit pe Gura mare peste deget? Ce se întâmplă aici, sportivule? Papaștrumf a încercat să scape de Gura mare folosind un băț. Cu ce? Te simți bine, Papaștrumf? Sunt bine, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu bățul meu magic. Știu eu, Papaștrumf. Spune! Pare rău, Papaștrumf, am avut nevoie de băț să strâng fructele. Iar apoi a căzut în râu și eu n-am știut că nu este bățul adevărat și... Bleguțule, ce s-a întâmplat cu bățul adevărat? Cred că a fost luat de apă. Ar fi trebuit să-mi spui imediat. Bine, acum trebuie să găsim adevăratul băț. A fost bățul. Papaștrumf, azi am găsit un băț în râu care arată la fel ca bățul tău și scotea un sunet ciudat, ca un fel de zbârnâit, așa. Și unde e cochetule? I l-am dat la cumului drept lemn de foc. Lemne de foc? Să ne grăbim, mă ștrumfesc, să nu ajungem prea târziu. Sufleu de fructe, ștrumf, preferatul meu. Lacomule, lacomule, ce-ai făcut cu lemnele de foc pe care le-ai adunat de dimineață? Le-am folosit să-mi fac sufleul. Bietul meu sufleu. Deci din păcate s-a dus. Și acum ce vom face? Papaștrumf, uite ce-am găsit. Bățul fermecat. Seamănă cu el. Acela îl poți lua, Papaștrumf. Este prea mare pentru cuptorul meu. Putem afla într-un singur mod. Ștrumfește-l la loc. Sufleul meu. Bățul meu fermecat. Trebuie să ne întoarcem la recolta de fructe ștrumf. Dacă ne-a mai rămas vreun fruct ștrumf. Gură mare, neobrăzatule, de ce nu mănânci altceva? Ce bune sunt. Lui Gură mare îi plac fructele ștrumf. Ștrumfițo, sper că nu am ajuns prea târziu. Aproape, Papaștrumf, Gură mare e pe cale să mănânce și ultima tufă de fructe ștrumf. Asta înseamnă că nu avem timp de pierdut. Gură mare, ștrumfește de aici. Mă întreb unde s-o fi dus. Mere pădurețe. Lui Gură mare îi plac merele pădurețe. Și astfel, ștrumfii mei, pentru a preveni ca bățul magic să ajungă din greșeală în mâini nevinovate, am decis să-i dau lui Omnibus pentru a-l păstra. Dar, Papaștrumf, eu aș fi încântat să-l păstrez pentru tine. Nu știu ce să zic, ștrumfule cu ochelari. Te asigur, Papaștrumf, dacă bățul va fi în mâinile mele, toate grijile tale vor pleca de aici. Papaștrumf! Ștrumfule cu ochelari, uite ce-ai făcut! După cum spunea și Papaștrumf, să scăpăm de chestia asta odată. Ce e cântecul ăsta, Papaștrumf? Seamănă cu... Urmați-mă, micuții mei ștrumfi. Așa mă gândeam și eu. Este vânzătorul de obiecte magice. Iar când el trece prin pădure, înseamnă că ștrumfii vor avea probleme. N-avem probleme, Azrael. L-a pus fasosi mama. Și dacă nu am un cadou pentru ziua ei, voi avea mari probleme. Iar mă va transforma într-o broască. Sau mai nou,
Poate reușim să ajungem în oraș înainte de închiderea magazinului. Gargamel, chiar vrăjitorul pe care îl voiam. Vrei să cumperi niște amulete? Dispar din fața mea, păcăliciule! Eu mă grăbesc! Talismane, amulete, sunt niște cadouri foarte frumoase. Un cadou pentru mama, ceva frumos sau ceva ieftin, a? Ieftin? Bă, asta e o... Păi, este vorba de mama mea. Dar ce e ieftin? Cât de ieftin? Păi, să vedem, eu am... un penny. Ne vedem primăvara viitoare, Gargamel! Te rog, te rog! Ia și tu în considerare relațiile noastre de afaceri din trecut! Crede-mă, exact asta și fac! Te rog, te rog! Trebuie să ai ceva! Ai noroc că am inima bună, Gargamel! Altfel... Un cercel? Nu-mi place să stric perechea, dar pentru tine... Și oricum pierd bani cu asta! Stai, stai! Ce putere are asta? Habar n-am, l-am luat de la reduceri. Pe mai târziu, Gargamel. O, doamnă, vrăjitoarea Hogata, acesta e cuvântul care îmi vine în minte când mă gândesc la tine. Și o fac destul de des. Oh, lingușitorule. Ia zi, ce ți-ar plăcea? Oh, din păcate sunt prinsă până peste urechi cu magia, dar... Cercelul ăsta, îl iau, dar unde e celălalt? L-am vândut lui Gargamel. Gargamel? E un zbor prea lung. Cară-te! A? Până nu te transform într-o masă. A fost o plăcere, draga mea, ca întotdeauna. Acum am tot ce-mi trebuie pentru a-i găsi pe ștrumfii ăia, după ce voi lua celălalt cercel de la Gargamel. Și cred că știu cum să fac asta. Cosițe strălucitoare din scaperlele. E greu să întâlnești fete perfecte. Râs cu ceritor, un prost voi păcăli frumusețe perfectă. Asta-i ghelvazării. Acum să vedem dacă funcționează. Nu se compară cu frumusețea mea naturală, dar trebuie să fie de ajuns pentru a-l păcăli pe Gargamel. Zboară, animaluțul meu, zboară, zboară, zboară! Tâmpitule! Cu prima ocazie te schimb cu o mătură! În ce direcție este casa drăguțului de Gargi? Știu că este pe undeva pe aici. La 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 la. Vai de mine, m-am pierdut. Ce să mă fac acum? Să vedem. Mușchii cresc pe partea de nord a copacilor sau spre sud? Sau spre est? Oh, oh. O prințesă, Papa Ștrumf! O prințesă frumoasă! S-a rătăcit și noi trebuie să o ajutăm! O prințesă? Singură în pădure? Este foarte ciudat! Te rog, Papa Ștrumf, trebuie să ne grăbim să nu pățească ceva! Bine, Ștrumfițo, vom merge, dar cu grijă! Vrăjitorul ăla prost trebuie să locuiască pe undeva pe aici! Oh! Oh! Știam că simțul direcției nu mă va trăda! Gândește-te, Azrael! Un cercel este mai bun decât niciun cercel! Vai de mine, a venit mai devreme! Vin, mămico! Ce mă bucur să te văd! Bună! Nu cumva tu ești chipeșul, puternicul, curajosul și drăguțul vrăjitor Gargamel? Acestea sunt urmele ei, Papa Ștrumf! Și duc spre Gargamel! Vai de mine! Trebuie să o salvăm! Cine știe ce-i va face Gargamel? Nu știu cum să-ți mulțumesc. Când acel vânzător mi-a spus că s-a vândut celălalt cercel, am crezut că nu-i voi avea niciodată pe amândoi. Și mi-i dorem atât de mult, sunt foarte frumoși. Da, da, frumos.
Foarte frumos. Mulțumesc foarte mult că mi-ai dat. Ești atât de generos. Aș face orice pentru tine, draga mea. Foarte frumoasă. Până ne vom mai revedea. Stai, stai! Cine ești? De unde vii? Unde a fi pasărea atâmpită? Uite-mi, papa Ștrumf, a ștrumfit din casa lui Gargamel. Sper că nu i-a făcut vreun rău. Este foarte ciudat. Mai bine o urmărim de la distanță. Trezește-te, amețitule! Vei fi martorul gloriei mele! Nu era o prințesă? Este bătrâna vrăjitoare Hogata. Ce are de gând, papa Ștrumf? Nu știu sigur, constructorule. Vânzătorul ăla prost nu avea nici cea mai mică idee ce a vândut. Cercei ăștia sunt tot ce avem nevoie pentru a-i distruge odată pentru totdeauna pe ștrumfii nesuferiți. Avem o mare problemă, micuții mei ștrumfi. Hogata are cercei legendară lui Sonoria. Ea ne va putea auzi vocile de la kilometri distanță, oriunde în pădure. Ne va descoperi satul. Ce vom face, papa Ștrumf? Frumoasă fecioară, frumoasă fecioară! O, firar să fie! Șterge-o! Ce bine că te-am găsit! Da, ce noroc! Ce faci aici? Adunam miere sălbatică. Ești tu, drăguță, mi-aduci puțină? De acolo de sus? De la viespile alea? Da, sigur, dar nu ți este teamă? Vino, Azrael! Domnița mea dorește miere! Mai bine rămân așa până mă voi asigura că a plecat. Veniți, micuții mei ștrumfi, să mergem în sat! Vreau ca fiecare ștrumf să rămână aici până când voi găsi o cale să o ștrumfim pe Hogata și să ștrumfiți în liniște. Aha, de aici voi auzi perfect. Cum era vraja? 7 să-mi ajungă la fiecare lob. Aduceți-mi sunete de pe tot acest glob. Da, da, funcționează. Funcționează perfect. Papa Ștrumf, unde este Leneșul? Mare Ștrumf! Aud unul! Ștrumfilor, sunteți terminați! Crăpește-te, cântărețule! Tu ești singura noastră șansă! Continuă să sforăi nasos albastru. Așa mă vei conduce direct la sat. Hai, hai, cântărețule, dă-i drumul. Mai tare, cântărețule, mai tare. Cerceii nu se pot scoate atunci când recepționează un sunet. Știu exact ce să fac, Azrael. Îi voi da jos cu acest băț. Azrael! Am văzut-o pe iubita mea. Ce se putea? Gata! Hogata? Eu nu sunt Hogata, eu sunt frumoasă, atrăgătoarea, apetisantă. Opa! Ups, cred că vraja nu era rezistentă la apă. Tu! Ce-ai bătut joc de mine? Ar trebui să te... Ia mâinele de pe mine, vrăjitor amator! Vrăjitoare nesuferită! Yay! Bravo, cântărețule! Frumos trunfit, cântărețule! Yay! Ura, bravo, bravo!
Vrăjitoare nesuferită? Prostul ăla nu recunoaște frumusețea adevărată nici dacă îi forne în față. Să mergem acasă, Harold. Știm noi când nu suntem doriți. Și ce e mai rău, Azrael? Este faptul că nu am niciun cadou pentru mămica. Nu ai niciun cadou pentru mămica ta? Pilot nerecunoscător! Mai bine aș avea un troll drept fiu. Mămica, lasă-mă să-ți explic, mămica. Da, un troll, de ce nu? Vai, constructorule, decorarea marelui stejar pentru ziua curcubeului a fost o idee minunată. Mersi, Ștrufițo, gata. Și Bebe Ștruf e foarte fericit. Bebe Ștruf, vreau să fiu eu primul care turează o zi a curcubeului fericită. Dacă nu va ploua azi, nu vom avea un curcubeu. Trebuie să înțelegi, Papa Ștruf. Dacă nu va ploua, nu va fi curcubeu. Și dacă nu va fi curcubeu, nu putem avea ziua curcubeului, nu? Ai dreptate, ștrumfele cochelari. Dar nu am avut niciodată o zi a curcubeului fără curcubeu. Ai dreptate, ștrumfele cochelari. Vai, să curcuți Bebe Ștruf. Prima zi a curcubeului fără curcubeu. Chiar că este o situație tragică. Sunt sigur că Bebe Ștrumf va supraviețui. Ștrufule Bleguț, când vei... De ajuns, ștrufule cochelari. Ai, îmi pare rău, Papa Ștruf. Știu, Bleguțule, trebuie doar să faci curățenie. Să vedem, așa, ploaie, ploaie torențială, ploaie cu pisici, ploaie cu câini, curcubeu. Ah, curcubeu, un arc pe cer care conține culorile spectrale în benzi consecutive, format prin refracția, reflexia și dispersie. Ridicol! Toată lumea știe că sunt creată de mama natură, doar pentru că ștrumfii să aibă un motiv pentru a avea o petrecere. Ei bine, nu vor sărbători ziua aceasta. Nu e nici măcar un nor pe cer. Asta e, cel puțin îmi pot termina capodopera. Nu poți face nimic, Papa Ștrumf, trebuie să avem un curcubeu. Din păcate, ștrumfiță, vremea este treaba mamei natură. Nu crezi că a uitat? E foarte bătrână să știi. Pardon, scuză-mă, Papa Ștrumf. E în regulă, ștrumfițo. Treabă, 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 ce plictisitor. Crede-mă, tată, timp nu am mai văzut niciodată un astfel de anotimp. Gheața se topește la polul nord, ninge în deșert, mai sunt și vulcani. Nu mai am timp pentru treburile locale. Mai dorești ceai? Nu, mulțumesc, nu mai am timp. Vai, tată, timp ce prostioare mai spui și tu. Dar tu ai tot timpul din lume. Poate că așa e, dar trebuie să plec. Asta e, să mai treci pe aici. Desigur, desigur. Apropo, m-am întâlnit azi cu un spiriduș care se plângea că... Da, știu. Dacă nu are curcubeu, nu are de lucru. Și săracii ștrumfi, azi e ziua curcubeului. Urăsc să-i dezamăgesc, dar am un vulcan de care trebuie să mă ocup. Treabă, treabă, treabă. Ce se întâmplă? Ștrumfurile leneș, ce fac ei acolo? Ei sunt dans al ploii, Papa Ștrumf. Ei încearcă să aducă ploaia. Uimitor. Unii spun că la capătul curcubeului se află o oală cu aur. Pusă acolo de către un spiriduș, Azrael. Mă întreb de unde ori face rost de aur. Alo? Papa Ștrumf? Alo? Vin imediat! Papa Ștrumf, cât mă bucur să te văd! Mulțumesc, mamă natură! Și eu mă bucur să te văd! Știu că poate par obraznic, dar, mamă natură, mă întrebam dacă... Știu că ești foarte ocupată. Mă gândeam dacă nu te putem ajuta cu ceva.
Papa Ștrumf, ce minunat din partea ta! Vai de mine! Bineînțeles, chiar mă puteți ajuta! Da, Zrel, va ploua! O simt până mătva oaselor! Și voi fi pregătit! Spiritușule și aurul tău, pregătiți-vă că sosesc! Sunt sigură că nu vei avea nicio problemă, Papa Ștrumf. Trebuie doar să urmezi exact formula. Exact? Ei bine, Papa Ștrumf, știm amândoi că nu există o rețetă exactă. Așa e. Să îl pupi pe bebe Ștrumf din partea mea. Te sigur. Pa, pa, pa. Micuții mei Ștrumfi, Mama Natură a fost destul de drăguță să-mi împrumute cartea ei pentru curcubee. Știm cu toții că nu am puterele ei, ingredientele ei, experiența ei sau că nu-i cunosc secretele, dar cu ajutorul lacomului și al vostru s-ar putea să avem o zi a curcubeului. Ura! Bebe Ștrumf, cât mă bucur pentru tine! Ștrumfule constructor! Da, Papa Ștrumf? Acestea sunt planurile pentru un proiect foarte special. Să le urmez cu exactitate! Bine, Papa Ștrumf! Ștrumfițo, am nevoie de o duzină de violete sălbatice! Bine, Papa Ștrumf! Lacomule, scoate marea oală pentru budincă și asigură-te că este foarte curată! Voi avea nevoie de ajutor, cântărețule! O cutie de vopsea violet și o duzină de violete sălbatice! Le-am pus! O cutie de vopsea albastră și o duzină de albăstrele! Le-am pus! O cutie de vopsea verde și o duzină de ferici! Le-am pus! O cutie de vopsea galbenă și o duzină de narcise! 11 prăjiturele și o duzină de narcise! Ce? Îmi pare rău, Papa Ștrumf! Nu avem vopsea galbenă! Îmi pare rău, Papa Ștrumf, dar am folosit-o pentru a-mi termina capodopera! Eu i-am sugerat să o curățe de pe tablou, dar el nu și nu! Ar fi o profanare! Oh, nu! Arta înaintea vieții! Oh, nu! Oh, nu! Ștrumfule cochelari! Da, Papa Ștrumf? Destul! De ce 11 prăjituri? Păi, eu am făcut doar o duzină, dar dacă vrei să știi, una i-am dat-o lui Bebe Ștrumf. Nici o rețetă nu este exactă. Funcționează, Papa Ștrumf, funcționează! Ce capodoperă! Da! Ce capodoperă! Ce frumos! Un nor! Un nor! Este gata proiectul special, constructorule? Da, Papa Ștrumf? Foc! Plouă, toarnă cu găleata, spiritul și sfărăie, iar când își va ascunde oala, eu voi lua. Încă un minut, micuții mei Ștrumf, un minut! După ce se oprește ploaia, după calculele mele, curcubeul va fi exact acolo! 10 secunde, 5 secunde... Uite-l! Uite-l! Trebuie să ne gândim, nu avem timp de pierdut! Trebuie să... Bebe Ștrumf nu este minunat? E grozitor, Papa Ștrumf! Papa Ștrumf! Da, pictorule, ce este? Nu vezi? Ce să văd? Curcubeul nu are culoarea galben! Nu are galben? Ei bine, Papa Ștrumf, mi se pare evident că ziua curcubeului va fi amânată. Din păcate. Ștrumfule cu ochelari, uită-te ce ai făcut! Pe cinstea mea, Papa Ștrumf, bebelușul ăsta plânge atât de tare că poate trezi și morții. Ia spuneți-mi, v-ați prosti cu toții? Am văzut eu multe curcubee, dar n-am văzut niciodată unul fără galben. Îmi pare rău, Michael, dar Bebe Ștrumf a mâncat una dintre prăjituri. Serios? Ia spuneți-mi, și ce legătură are una cu alta? Vezi tu, Mama Natura a fost atât de ocupată și... Eu nu am urmat cu exactitate formula. Deci asta era. Cu siguranță nu-mi pot pune oala cu aur la capătul unui curcubeu incomplet.
Vai, papaștruf, ăsta e cel mai frumos galben pe care l-am văzut. Asta e! Cu siguranță îmi pot lua aurul de la celălalt capăt. Să o facem! Yeah! Aur! Aur! Gândiște-te, Azrael! O oală cu aur! Miau, miau! Ușurel, băieți! Orice ați face să nu vărțați niciun pic de aur. Mai, constructorule, sper că va funcționa. Așa glumețele, cu grijă! Dacă asta va merge, chiar că va fi o surpriză. Ești gata, sportivule? Gata! Foc! Ce este aia? Ura! 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 Bravo, bravo! Sper că vei veni și tu la petrecerea noastră, Michael. No, mulțumesc, papa Ștrumf. Eu cred că mai bine trag un pui de somn, iar apoi mă voi duce să-mi iau aurul. Privește, Azrael, uite-o, este exact acolo unde am spus că va fi. Ce zi minunată, este goală, s-a dus. Cine mi-a luat aurul? Aurul tău? Cine a spus asta? Aici sus, bunul meu om. Tu cine ești? Dă-mi înapoi aurul, piticanie. Aici nu vei găsi aur. Nu voi găsi aur? Calculele tale au fost puțin greșite. Acesta nu este capătul curcubeului, este începutul lui. Capătul curcubeului este tocmai acolo. Firar să fie! Vino, Azrael! Poate ajungem la timp! Pe aici, Azrael! Repede, repede! Să ne grăbim înainte să... Nu-mi place deloc, cochetule. Nivelul râului crește prea repede. Râul nu a fost niciodată atât de urât. De-abia mă pot vedea în el. Primăvara a venit mai devreme anul acesta. Parajul nu va rezista. Ce? Ce-a fost asta, papa Ștrumf? De asta mi-era teamă. Du-te și chemă-l pe constructor, repede. Parajul trebuie întărit imediat. Bine, papa Ștrumf. Sper că veștile de la muntele Ștrumf să fie bune. Altfel întregul sal va ajunge sub apă. Apșu! 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 Este gru, de ce m-a trimis papa Ștrumf aici sus? Răceala mea se răutăcește. Ar trebui să fiu acasă, poate meu cald. Dar eu, dacă se întâmplă ceva, când sunt plecat? Poate că papa Ștrumf ar avea nevoie de ajutor, nu? Nu vă mai plângeți atât. Papa Ștrumf ne-a trimis să verificăm grosimea stratului de zăpadă și exact asta vom face. Bine, Ștrumfițo. Vrei să spui că trebuie să ajungem acolo sus? Da, poftim, Ștrumfule cu ochelari. Tu poți măsura zăpada când vom ajunge sus. Cred că aici e bine. Dacă vom găsi piatra Sem, vom ști că suntem în locul potrivit pentru a măsura grosimea zăpezii. Ștrumfule cu ochelari! Da? Aceea e! Piatra Sem! Dar de ce este atât de mică în acest an? De obicei este înaltă cât 6 ștrumfi. Vezi, dar că zăpada este mai groasă decât semnul roșu de pe bărți. Foarte bine! Vă pot asigura că zăpada are exact grosimea pe care ar trebui să o aibă în această perioadă a anului. Ștrumfule cu ochelari, ești bine? Ajutor! Scoate-mă de aici! Ștrumfule bolnăvicios, am nevoie de ajutorul tău! Ștrumful cu ochelari e blocat! Mulțumesc, dar de fapt nu aveam nevoie de ajutorul vostru. Ștrumfule cu ochelari, ești bine? Ei bine, poate că aș avea nevoie de puțin ajutor. Este îngrozitor! Mi-am uitat sticla cu apă caldă. Nu vreau să spun că este prea multă zăpadă pentru această perioadă a anului. Dacă se va topi toată sub căldura soarelui, râul se va revărsa, barajul se va rupe și satul va fi distrus!
Primul lucru pe care trebuie să-l facem într-o asemenea situație este să rămânem calmi. Doar dacă rămânem calmi și... Hei! Așteptați-mă și pe mine! Aceasta se numește o seră. Aici va crește hrană chiar și când este frig afară. Dar este frumos afară, constructorule. Constructorule, Papa Ștrumf are nevoie de tine la baraj. A spus că este o urgență. Sosesc, Papa Ștrumf! Eu, Ștrumful cu ochelari, un specialist în schi. L-am depășit pe Ștrumful bolnăvicios de parcă ar fi stat pe loc. Oh! Îl vom aștepta pe bolnăvicios chiar aici. Mie îmi pare rău că primăvara a venit mai devreme în acest an. De-abia mai avut timp să-mi arăt talentul de cățărător. Ce se întâmplă? Conform legilor fizicii și gravitației ar trebui să ajungem în curând la poalele dealului. Oh, primele flori de primăvară! Nu am mai văzut astfel de flori până acum. Sau am mai văzut? Nu mai avem timp să culegem flori, Ștrumfițo. Papa Ștrumf este destul de... Ua, ce miros frumos! Papa Ștrumf? Cine este Papa Ștrumf? Papa Ștrumf? Nu știu! Haideți, vă uite, ne așteaptă Papa Ștrumf! Iar numele ăla... Să mergem! Mă întreb cine o fi? Mă întreb cine ești tu? Mă dai cine sunt eu? Grăbiți-vă, mici mei ștrumfi! Nivelul apei crește cu repeziciune! Ăsta e ultimul, Papa Ștrumf! Foarte bine! Constructorule, deschide trapa de evacuare! Chiar și cu trapa deschisă, barajul nu va rezista prea mult! Nu înțeleg! Fără raportul despre nivelul zăpezii, nu mă pot decide dacă satul trebuie evacuat! Ar fi trebuit să se întoarcă până acum! Răceala mea se răutățește! Hei, pe aici! Satul este pe aici! Tu știi despre ce vorbește? Nu, dar orice ar fi pare important. El cine o fi? Haideți! Ești sigur că nu vrei și tu câteva dintre florile astea frumoase? Fără flori, sunt alergic la flori! La 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 la. Vină cu acea pisicuță miroase, florile astea frumoase nu sunt deosebite? Miau, miau, Mai repede, mai repede! Dacă apa crește mai mult, barajul nu va rezista. Ne-am întors. Aici erați, cum e cu zăpada? Ei bine, ce zăpadă? Am uitat, ce zăpadă? Acea zăpadă, cea pe care trebuia să o verificați. Ei bine, nivelul zăpezii, Poftim, o floare! Sunt primele flori ale primăverii. Dar Papa Ștrumf trebuie să știe. Hei, mersi. Trebuie să știe? Cine trebuie să știe? Ce trebuie să știe? Statul de zăpadă! Papa Ștrumf trebuie să afle. Una pentru tine și pentru tine și pentru tine. Ce chestie ștrumfească pentru ce-o fi? A, știu! Ce foame mi-este! Oare ce-mi place să mănânc? Și mie! Să vedem ce e în cutiuța asta! A fost bun? Cred că da! Cine sunt creaturile astea albastre? Nu știu cine ești, dar ești foarte, foarte chipeș! Papa Ștrumf! Papa Ștrumf! Apsiu! Mă întreb ce o avea micuțul acela care e răcit. Cui pasă? Să cântăm! La 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 la. De asta mi-era teamă. În ritmul ăsta barajul se va dărâma în exact o oră. Trebuie să evacuăm statul imediat. Hei, cât de gros e statul de zăpadă? Papa Ștrumf, e ceva în regulă. Cu cele ștrumf. La 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 la. Ștrumfilor, este uimitor, de ce nu lucrați la baraj? Ce baraj? Ce lucru? Ce ștrumf? Papa Ștrumf, i-am încercat să... Ștrumfițo, poate tu îmi spui ce se întâmplă. Nu știu, am uitat. Vrei o floare? Papa Ștrumf, nu...
Ce mi-a spus mama natură despre floarea asta? Papaștruf, nu! Ce-a fost? Cine a fost? Cine sunt eu? Papaștruf, zăpada este... E prea gros! Este... Satul este... Pericol! Ce zăpadă? Ce sat? Ce pericol? Papaștruf a spus că mama natură la... L-a avertizat despre aceste flori. Trebuie să o găsesc. Ajutor, mamă, natură! Oh, măi, să fie, parcă e unul dintre ștrumfii aceia micuți. Mamă, natură! Oh, vai de mine, ce s-a întâmplat, micuțule? Mamă, natură, trebuie să-i ajuți. Gata, gata, liniștește-te, spune-i mamei natură ce s-a întâmplat. Totul a început când papa ștruf a trimis pe muntele ștruf să verific stratul de zăpadă, deoarece râul creștea prea repede și barajul era pe care să se dărâme. Iar ștrufița și ștruful cu ochelari au găsit florile acelea galbene care au făcut să uite. Flori galbene? Să uite? Vai de mine, am uitat complet de acele flori teribile de uită-mă. Ele au cauzat probleme pentru ultima dată. O vrajă de frig va repara tot. Va îngheța râul și va răcoari tot. Mulțumesc, mama natură. Trebuie să mă duc în sat. I-am spus lui Moștim că primăvara a venit prea repede anul acesta. Poate data viitoare mă va asculta. Ce se întâmplă? Urăsc zăpada! Ștrumfule cu ochelari, cum am ajuns aici? Nu știu, ștrumfiță, dar dacă aș face o presupunere calculată, aș spune că... Las o baltă, ștrumfule cu ochelari! Unde sunt? Uite-mă! Erau primele flori ale primăverii, iar acum s-au dus! Am impresia că mama natură a crezut că așa este mai bine, ștrumfițo. Acum mă duc să verific barajul. Poate vremea asta rece va îngheța apa și va salva satul. Apa nu va mai crește. Satul e salvat. Cred că voi răci. Mulțumesc, bolnaviciosule. Poftim. Super ștrumf cu tăieței. E timpul să te bagi și după, lacomule. Nu trebuie să răcești mai rău. Ascultă un ștruf care știe ce vorbește. Bolnoviciosule, îmi poți da puțină supă ștruf cu tăiței? Și mie! Sigur mă voi bucura când toată lumea se va însănătoși, iar atunci va fi rândul meu să fiu bolnav din nou.